Salutare! Astăzi aflăm care telefon e mai bun dintre iPhone 15 Plus și Samsung Galaxy S24 Plus. Cele două telefoane costă la fel și chiar dacă unul are Android și altul iOS, au o mulțime de lucruri în comun. Însă fiecare are propriile avantaje și dezavantaje pe care le veți descoperi în această comparație. Cele două se simt aproape identic în mână, datorită marginii drepte și puțin rotunjite la colțuri. Inclusiv dimensiune și greutatea sunt aproape la fel, fiecare cântărit de aproximativ 200 de grame. Voi vorbi și despre design, dar această categorie e subiectivă și nu voi acorda puncte. S24 Plus are 3 camere pe spate care ies direct din carcasă, pe când 15 plus are un aranjament pătrat cu două camere. Pe fața S24 Plus are marginile mai subțiri și camera frontală ocupă mult mai puțin spațiu decât cea a lui 15 Plus. Eu vreau să-mi scrieți în comentarii ce telefon credeți că arată mai bine. Telefonul cu mai multe comentarii va fi declarat câștigător. Dacă designul e subiectiv, construcția nu este. Aici chiar am ce să reproșez. Ambele modele sunt ireproșabil construite, din sticlă față spate cu ramă din aluminiu. De asemenea, amândouă sunt rezistente la apă. Eu dau un punct ambelor telefoane, scorul fiind 1 la 1 pentru iPhone. Continuăm cu ecranul, unde diferențele sunt uriașe. iPhone 15 Plus are un ecran de 6.7 inci, AMOLED cu rezoluție Full HD Plus și rată de refresh de 60 Hz. Galaxy 24 Plus are tot 6.7 inci, dar cu rezoluție 1440p și rată de refresh de 120 Hz. Clipurile sau filmele se văd excelent pe amândouă. Contrastul e bun și culorile sunt bine calibrate, singura diferență notabilă fiind Dynamic island de pe 15 Plus, care ocupă mult mai mult spațiu decât camera frontală a lui S24 Plus. Ei bine, de aici S24 Plus capătă avantaj peste avantaj. În primul rând, rezoluția ecranului mai mare. Apoi rata de refresh de 120 Hz face tranzițiile extrem de fine, iar iPhone-ul pare care lagă în comparație la 60 Hz. Inclusiv luminositatea e mai mare pe ecranul S24 Plus. Să mai spun că iPhone nu are nici măcar în display, Galaxy S24 Plus trece în avantaj făcând scorul 2 la 1. Înainte de a continua cu bateria, m-aș bucura dacă v-ați abona la acest canal și activa clopoțel de notificări. Urmează comparații între S24 Ultra, iPhone 15 Pro Max și Google Pixel o Pro care chiar merită văzute. Să vedem care e treaba la baterie. Dacă ne uităm la specificații, pot să dau de acum liniștit punctul Samsungului. S24 Plus are o baterie de 4.900 mAh față de 4.383 pe iPhone. În realitate, cât am folosit telefoane, iPhone-ul a avut un mic avantaj. Ca mereu pe iPhone aveam cu aproximativ 15% mai multă baterie față de S24 Plus. Oricum abele rezistă fără probleme o zi de utilizare intensă, dar la utilizare normală pe S24 Plus poți scoate cam o zi și jumătate, pe când iPhone duce chiar două. Samsungul recuperează la viteza de încărcare. S24 Plus se încarcă la fir la 45W și iPhone 15 Plus se încarcă la doar 20W. De la 0 la 100%, S24 Plus se încarcă într-o oră și 10 minute și 15 Plus-ul într-o oră și 40 de minute, mi se pare o diferență mare, mai ales că samsung are o capacitate mai mare a bateriei. Ambele telefoane au încărcare wireless, însă doar S24 Plus are încărcare wireless reversibilă. 15 Plus-ul are bateria mai bună, dar S24 Plus se încarcă simțitor mai repede și e singurul cu încărcare wireless reversibilă. Ambele merită un punct aici, scorul fiind 3 la 2 pentru Samsung. Să vorbim și despre principala diferență dintre telefoane, sistemul de operare. Chiar vreau să vă întreb ce telefon folosiți momentan, unul cu iOS sau cu Android. Scrieți răspunsul în comentarii să vedem care e majoritatea. Mie mi se pare simplu. Cine e fan Android de a Samsung și cine preferă iOS, alege iphone ul chiar nu cred că e nevoie de certuri cum am mai văzut prin unele comentarii. La finalul zilei, ambele telefoane au scopul de a vă oferi cea mai bună experiență de utilizare. De exemplu, Samsung mizează pe gradul mare de personalizare. Puteți schimba cam tot după bunul plac. Pe iPhone ai un grad așa mare de personalizare. De exemplu, nici măcar nu poți muta iconițele să aibă spațiu între ele. Însă fix asta caută unii utilizatori. Să scoată telefonul din cutie și acesta să meargă impecabil fără să se joace prin setări. Anul acesta, pentru prima dată, Samsung are un avantaj la numărul de update-uri. S24 Plus va primi 7 ani update software, pe când iPhone-urile primesc de obicei 6. La avantajele iOS, aș numi ecosistemul și optimizarea aplicațiilor. De obicei, iPhone-ul primesc primele update-uri la aplicații dintr-un motiv simplu. Ca dezvoltator, ți-e mai simplu să faci un update pentru un sistem de operare care are patru modele noi în fiecare an, față de Android, unde trebuie să pregătești update-uri pentru sute de modele noi. Din acest motiv, story-urile și postările încă se văd mai bine pe Instagram, TikTok sau Facebook pe iPhone, chiar dacă Samsung au spus că au lucrat la asta. La ecosistem se știe că dispozitivele Apple merg incredibil între ele. În lumea Android, cred că Samsung e cel mai bun exemplu de ecosistem, dar în continuare a trecerea de la iPad, MacBook, AirPods la iPhone e mai bine optimizată. Practic, la sistemul de operare Samsung are un avantaj la personalizare și număr de update-uri, pe când Apple la optimizare și ecosistem. Aici ține în totalitate de preferințe, tocmai de asta voi da un punct a ambelor, 4 la 3 pentru Samsung. De acum urmează categorie interesante, performanța și camera. Vom începe cu performanța pentru că, sincer, aici am două dezamăgesc într-o anumită măsură. iPhone 15 Plus folosește procesor vechi de o generație, Apple A16 Bionic, care se găsește și pe 13 Pro Max. Apoi Samsung a supărat mulți fani că a pus procesor Exynos pe S24 Plus, când S23 Plus venea cu Snapdragon. Oricum, ambele procesoare sunt de top și merg impecabil. De asta nu o să vă plictisesc cu utilizarea lor în aplicații uzuale. Ar fi culmea ca oricare dintre ele să se blocheze pe YouTube sau Google Maps. Pentru a le testa serios, e nevoie de gaming și benchmark -uri. Așa că am început bătălia în Geekbench 6. iPhone a terminat primul și a avut scorul mult mai mare la single core, iar Samsung-ul a avut la multicore puțin mai mult. Apoi am testat performanța grafică și supraîncălzirea în Wildlife Extreme Stress Test. Samsung a rulat mult mai fierbinte la peste 46 de grade, pe când iPhone a avut peste 40. Scoră finale au arătat că Samsung a avut punctajul mult mai mare, dar s-a supraîncălzit extrem de tare comparativ cu iPhone-ul în jocuri, iPhone-ul permite să mai ridicate, dar asta și pentru că Galaxy S24 Plus e recent lansat și unele jocuri încă nu au fost optimizate pentru el. Ambele telefoane merg excelent și duc cu sesiuni lungi de gaming fără supraîncălzire sau scăderi de performanță. La această categorie a zice că e egalitate. iPhone a avut scor mai bune la single core și s-a supraîncălzit mai puțin, dar la Samsung are performanța grafică mai bună. Eu le dau un punct ambelor aici, scorul fiind 4 la 3 pentru Samsung. Urmează probabil cea mai importantă categorie, camera. Pe iPhone 15 Plus găsim camera principală de 48 de megapixel, camera cu unghi ultra de 12 megapixel și camera frontală de 12 megapixel. Samsung Galaxy S24 Plus are camera principală de 50 de megapixel, camera cu unghi ultra de 12 megapixel, telefoto cu zoom optic 3x de 10 megapixel, iar camera frontală are 12 megapixel. Camerele de telefon au evoluat în ultimii ani atât de mult încât acum contează mai mult ce procesare a culor preferă fiecare. Chestia asta e valabilă cu atât mai mult când vorbim de telefoane de top cum sunt cele două. Tocmai de asta eu v-am pregătit o comparație între ele, unde voi veți decide ce cameră preferați. Ca să fie mai interesant, comparația va fi pe nevăzute și abia la final veți afla ce telefon a făcut pozele. Astfel, voi veți alege rezultatele preferate și nu brandul preferat. Vă sfătuiesc să luați ceva pentru a nota pozele și să înceapă comparația. Gata comparația, A era iPhone 15 Plus și B Samsung Galaxy S24 Plus. Scrieți în comentarii ce telefon ați ales și cel care strânge mai multe voturi va fi declarat câștigător. Personal, mi s-a părut că iPhone-ul a avut culorile mai apropiate de realitate și videoclipurile mi-au plăcut mai mult tot pe iPhone. În schimb, S24 Plus a descurcat mai bine la Zoom. Cum spuneam, aici ține de preferințe și fiecare acordă punctul telefonului ales. În cazul meu, am ales iPhone 15 Plus care egalează scorul la 4 la 4. Acum să vedem categoria detalii. Aici se vorba de metode de deblocare, difuzoarele stereo, feedback-ul la tastare și toate detaliile care îmbunătățesc experiența de utilizare. Galaxy S24 Plus are senzor de amprentă în display și recunoașterea feței. iPhone 15 Plus are doar recunoașterea feței, însă aceasta merge simțitor mai bine decât cea de pe Samsung. Practic, S24 Plus este mai versatil și 15 plus le mai bun dacă preferați recunoașterea feței. Feedback-ul la tastare e excelent pe amândouă și aici chiar n-aș putea zice că unul e mai bun decât altul. La difuzare v-am pregătit o comparație pentru a vedea care sună mai bine. Vă invit să o ascultați și să-mi spuneți ce ați preferat. gata comparația, ambele telefoane au printre cele mai bune difuzoare de pe piață. Cred că merită amândouă un, un punct aici, scorul fiind 5 la 5. A mai rămas o categorie, probabil cea mai importantă, și anume prețul. S24 Plus costă 5400 de lei și are 256 GB stocare. iPhone 15 Plus costă 5250 de lei și are 128 GB stocare. Samsungul costă puțin mai mult, dar are și stocare dublă, pe când avantajul iPhone-ului este că își mai ține mai bine valoarea de revânzare. Asumul din mâine ca samsung este că telefoanele lor de obicei primesc reduceri mai mari după lansare și mai mult ca sigur S24 Plus va scădea sub 5.000 de lei. Când asta se va întâmpla, S24 Plus va fi câștigător datorită punctului de la preț. Până atunci, la această categorie dau egalitate, făcând scorul final 5 la 5. E pentru prima dată egalitate de când fac comparații și adevărul e că ambele telefoane au avantaje importante, dar și dezavantaje. Samsung Galaxy S24 Plus are ecranul nesuperior, se încarcă mai repede și primește mai multe update-uri software, dar la cameră și procesor cred că era loc de mai bine. iPhone 15 Plus are baterie mai bună și cameră superioară, dar ecranul de 60Hz rămâne rușinos pentru un astfel de telefon. Întrebarea mea pentru voi este, pe care l-ați alege și de ce? Eu vă las aici review lui iPhone 15, Galaxy S24 și comparația dintre S23 Ultra și 15 Pro Max. Vreau să mulțumesc membru pentru susținere și vă invit să vă alăturați comunității. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem videoclipul următor.